Salut, sunt Marius, adică Bulgatu, și alături de mine am ca invitat pe domnul Dan Mogoș, vicepreședinte al Consiliului Județean Dor, și pe Cătălin Nene, care este de fapt coprezentatorul acestei emisiuni Bulgatu Show. Vom discuta nu doar despre politică, ci și despre alte subiecte care interesează tinerii din ziua de azi, cum ar fi internetul, jocurile și rețelele sociale. Să începem cu acest punct și după aia să trecem în punctele mai sensibile politice sau legate de Consiliul Județean Dolj și să-l întrebăm pe domnul Mogoș dacă petrecem timp pe calculator sau dacă în trecut, nu știu, prefera să joace anumite jocuri sau are pasiuni de genul. Da, vedeți, eu pot să spun că am făcut o trecere de la acele vremuri în care copiii se jucau ba cu mingea, ba cu Tuverman, ba cu trișcariș, ba cu o plaște, la generația actuală care își petrece foarte mult timp pe diverse site-uri, pe diverse forumuri și, în general, este o cu totul și cu totul altfel de generație decât aceea în care am crescut eu. Mi-aduc aminte că au fost, la un moment dat, niște vremuri de pionerat. Când acum vorbim de Facebook, vorbim de Twitter și așa mai departe, eu vreau să vă spun că am început cu strămoșul lor, cu Mircu. Nu știu dacă mai țineți. Mircu, iar prin 99-2000. A început cu Mircu, după aia un alt soft ICQ, nu știu dacă îl știți, și care circula foarte frecvent la acea dată. Am prins vremurile când erau întregi săli de jocuri. Acum am văzut că au cam dispărut, dar atunci erau foarte mult. Internet cafeul, internet cafeul, săl de jocuri, pur și simplu. Iar din punctul meu de vedere, a existat o perioadă, perioada anilor 97, 98, 99 pe aici, când petreceam foarte mult timp în fața calculatorului și jucam o serie de jocuri, chiar mă delectau. Și să știți că eu consider că aceste jocuri pur și simplu îți exersează mintea. Da. Îți testează reflexele și cu acele rezerve sau cu acea rezervă pe care am avut-o tot timpul că statul în fața calculatorului are și câteva lucruri negative, cum ar fi posibilitatea de a-ți afecta vederea sau de a te îngreșea foarte mult, pentru că sper că la ora asta copiii și tinerii nu mai fac ce făceam eu, când stăteam frumos o noapte întreagă și jucam Red Alert și alături aveam o pungă dintre aia de bomboane de ciocolată, știți? Se vindeau la kilogram. Acum vă spun ce fac tinerii din ziua de azi. Preferă să stea pe Facebook și să comenteze pe alte statusuri altor persoane sau să posteze fotografii pe Facebook, High Five, să joace Farmville, tot cam așa. Intre pe bloguri, pentru că emisiunea care o privesc acum prietenii noștri este pe un blog. Da, s-au schimbat vremurile. Este bine că s-au schimbat vremurile, pentru că această lume virtuală, practic, care este adusă în fiecare casă, reprezintă un mare pas înainte. Mi-amintesc că când eram ceva mai mic, asta înseamnă perioada anilor 92-93, corespondam cu fete din Germania, din Anglia și așa mai departe. Și corespondam prin mail, ăla obișnuit, puneam scrisoare și am două săptămâni să ajungă. La ora actuală vorbim cu totul și cu totul alt termen, cu totul alt parametru. Pur și simplu, o bariera de distanță a fost desfințată și asta este un lucru bun pentru toți. Exact. Vreau să vă întreb dacă intrați des pe internet și ce site-uri vizitați. Foarte des. Foarte des intru pe internet. În fiecare zi fac parte dintre mari consumatori de internet, indiferent că sunt la serviciu sau că sunt acasă. Și ce site-uri vizitați? Păi, în primul rând, încep să citesc toate ziarele, presa în general. După aia, nu există zi fără să-mi deschid mail-ul, pentru că, practic, am foarte multe contacte și păstrez foarte multe relații prin intermediul mail-ului. După aceea, am site-uri diverse. Începând, sau dacă vreți, site-uri de genul celor de vacanță, agenții de turism și așa mai departe, până, de exemplu, pe site-uri prin care, de fapt, urmăresc bursa. De când sunteți membru al Partidului Național Liberal? Din 98. Toamna lui 98. Ce va determina să alegeți Partidul Național Liberal? Seamănă foarte mult cu principiile mele despre viață.
Eu fiind de profesie medic, medicina sau profesia de medic este o meserie eminamente liberală și am intrat în Partidul Național Liberal din mai multe motive. În primul rând este partidul în care m-am regăsit și în care mă regăsesc. Și în al doilea rând sunt convins că nu poți să schimbi un sistem, un sistem oricum nu poți să schimbi, dar nu poți să schimbi părți din sistem decât dacă te implici în acest sistem. Ori implicarea obligatoriu implică și activitatea politică. Ce ai sfătuit pe tinerii care ne privesc acum și care poate se gândesc că... Știți ceva, le-aș da un sfat foarte clar și dacă vreți dur, să fie conștienți de un lucru, că indiferent cum curge viața lor de zi cu zi, această viață este modelată, este jalonată, este parametrizată de deciziile politice. Deci dacă un tânăr dorește să își aducă contribuția la sistemul per ansamblu, obligatoriu trebuie să se înscrie într-un partid politic. Pentru că altfel, indiferent cât de idei am avea, indiferent cât de bune ar fi acele idei, nu le vom putea niciodată implementa în realitate. Nu le vom putea transmite în realitate. Nu vom putea ca dorințele noastre, care pot să împingă sistemul înainte, să și fie puse în practică. Decât dacă ajungi într-o poziție, într-o funcție, iar ca să ajungi într-o poziție sau într-o funcție, trebuie să ai susținerea pe care un partid politic ți-o dă. Pot să subscriu aici, cred că și eu și colegul meu, că în partidul acesta chiar se ține cont de părerile și a noastră, a tinerilor. Și spre deosebire de celelalte partide, în perioada tot timpul s-a ținut cont de chestia asta. Eu vreau să vă spun că în anul 2000 am fost ales președinte la organizația de tineret. Toți oamenii care acum îi vedeți în structură de conducere județene, în procent de 60-70% provin din organizația de tineret. Ionuț Stroie este deputat. A fost șef la municipiu. Și a fost... Și a venit în PNL prima dată ca tânăr student în CSL. Să știți că Ena Cosmin, la ora actuală consilier județean, a fost președinte al organizației de tineret. Exemplele pot să continue foarte mult. Chiar și cu tineri de la alte partide. Bineînțeles. Vreau să atrag atenția asupra unui fapt destul de deranjant, cel puțin pentru mine și cred că și pentru dumneavoastră și pentru Cătălin și pentru toți cei care ne urmăresc acum, și anume asupra faptului că tinerii din ziua de azi sunt din ce în ce mai puțin interesați de politică și îi lasă pe alții să decidă în locul lor, lasă pe cei în vârstă de peste 60, 70, 80 de ani care trăiesc cu nostalgie vis-a-vis de epoca de aur și nu merg la vot, își exprimă nemulțumirea față de clasa politică prin absenteism. Ce aveți să retransmiteți? Este o mare greșeală. Și știți de ce este o mare greșeală? Pentru că a te abține este cea mai proastă soluție. Absolut cea mai proastă soluție. Și știți de ce? Pentru că în condițiile în care un tânăr nu se prezintă la vot, există foarte mare probabilitate ca votul să-i fie deturnat de cel care este prezent la urne și care cu totul și cu totul alte vedere. De exemplu, știți foarte clar că se fac diverse sondaje pe segmentele de vârstă. Nu vă supărați. Într-un fel dă un tânăr un vot către un partid și de pe cu totul alte principii și cu totul cu alte viziuni de un om mai în vârstă, trecut de 60 de ani, de 70 de ani. Pur și simplu, perspectiva de viață este cu totul și cu totul altă. Într-un fel vede viața un tânăr și în cu totul altfel vede viața un om mai în vârstă. Nu mai în vârstă se gândește la trecut, în timp ce tânărul se gândește la viitor, că tot o fi la fel. Asta se gândesc foarte mult. Din nu, păcate, mă refer nu la asta. Mă refer, de exemplu, că un om în vârstă ajuns la pensie, se gândește și este mult mai aplicat, de exemplu, spre protecția socială, spre acele partide care vin și cresc protecția socială, care e foarte bună, să nu înțelegeți că eu fac o pledoarie pentru a nu avea protecție socială. Nu, nu. Fac o pledoarie pentru a avea o protecție socială, dar înaintea protecției sociale trebuie să avem pus în funcțiune un motor care împinge economia. Ori nu vă supărați, aici este rolul PNL-ului. În mod cert, ăsta este rolul Partidului Național Liberal. Pe liberalii tot timpul au știut să facă rost de bani și să pună în funcție, în funcțiune economia.
Partidele cu o puternică componentă socială s-au preocupat mai degrabă de cheltuirea banilor pe care liberalii au strâns. Iar partidul care se află acum la conducere pe PDR-ul se ocupă de mai mult de furtul banilor pe care ți au strâns. Știți, eu parcă trăiesc așa un vis urât care durează de 2 ani jumate, care, pe care aș fi vrut să se încheie, care din nefericire nu s-a încheiat și care nu face altceva decât să ne arate ce nu trebuie făcut. În fiecare zi, acești oameni ne arată cum nu trebuie să faci atunci când conduci o țară. Și fac reproșuri cretine, chiar nouă liberalilor, care au mărit pensia, mărit salariul. Asta e singurul reproș pe care poate să-i aducă. Din păcate, plătim toți. Absolut. Așa. Inclusiv cei care se uită acum și care au o vârstă mai fragedă, sub diverse forme plătesc, pentru că și ei sunt privați, să spunem, de un laptop, în condițiile în care părintele lor are salariul redus cu 20%. Și dumneavoastră sunteți medic și sunt convins că cunoașteți foarte multe cazuri de medici sau asistenți medicali sau infirmieri care au salarii reduse cu 25%. Ce vă spun? Cum mă simt aceste reduceri? Din nefericire nu mai îmi spun nimic, pur și simplu pleacă. Știți foarte clar că există o mare criză de medici. Sunt multe posturi care se scot la concurs și care nu se mai ocupă, pentru că la ora actuală un absolvent din România, care nu este deloc tâmpit, încă o dată, eu nu sunt de părere că școala română se scoate tâmpiți, pur și simplu se urcă în primul avion, se duce în Anglia și ia 4-5.000 de lire sterline pe lună. Sau în Germania. Se duce în Germania și ia 5-6.000 de euro pe lună. Vine sau stă în România și ia 200 de euro pe lună. Cam asta e diferența. Și atunci nu vă supărați. Nu, eu nu-i condamn că pleacă. Pentru că... Nu sunt de condamnat. Sunt de condamnat conducătorii care au adus țara în care au... Vă mulțumim pentru prezența la emisiune. Scurte concluzii. Cum vi s-a părut această emisiune online? Foarte bună. Sper să o văd și pe site. O veți vedea pe blog. Exact. O să mă uit începând de mine. Vă mulțumim. Cu plăcere. Mulțumim.